horoscopul zilei de azi. Berbec. Eforturile pe care le veți depune în activitățile zilei trebuie să fie cât mai bine cuantificate, pentru a nu fi irosite în zadar. Chiar dacă vă scoate din zona voastră de confort, câte o schimbare pe aici pe acolo ar putea înviora atmosfera și rupe plictisitoarea rutină de zi cu zi. Până și un mic proiect domestic de renovare a unei zone a locuinței sau redecorare poate să vă facă să vă simțiți bine și să schimbe ceva în parcursul vostru monoton din fiecare zi. Puteți face asta și fără cheltuieli majore, așa că nu trebuie neapărat să vă gândiți la cine știe ce achiziții. Pe de altă parte, se poate să vă înviorați ziua în numeroase alte feluri. Petreceți timp cu familia sau cu prietenii sau practicând un hobby care vă face plăcere. Taur. Dacă vă simțiți mai rău astăzi, mergeți să consultați un medic. Nu luați tratamente după ureche. Peste tot sunt avertismente privind efectele negative ale autotratării, mai ales tratamentul cu antibiotic, pe lângă faptul că poate fi total ineficient în cazul virozelor, de exemplu, pe termen lung poate provoca efecte nocive imposibil de cuantificat. La locul de muncă, s-ar putea să fiți mult mai solicitați decât v-ați fi așteptat. Este foarte posibil că încercând să rezolvați tot ce vă cer ceilalți, să observați că nu va mai rămâne timp și pentru ale voastre. Ca urmare, trebuie să apreciați corect ce puteți face, astfel încât să nu rămâneți voi înșivă cu responsabilități neîndeplinite. Gemeni. Dacă sunteți mult prea agitați și vă simțiți neliniștiți, se poate să fie și efect al unui consum sporit de dulciuri sau cafea. Cercetați-vă cu mai multă atenție dieta și apoi vedeți ce măsuri de ajustare trebuie să luați. Nu întârziați prea mult cu trecerea la acțiune. Cu cât trageți mai mult de timp, cu atât va fi mai greu să începeți. Succesul la locul de muncă este foarte probabil în contextul astral al acestei zile, însă nu trebuie să vă gândiți că se bazează pe noroc. Va trebui să munciți cu toate forțele pentru a obține rezultatele dorite. Performanțele voastre își vor găsi recunoaștere, așa încât pentru cei mai norocoși dintre voi este foarte posibil să obțineți o promovare sau un bonus care să vă încununeze în mod fericit reușitele. Rac. Aventurile amoroase pot să vă satisfacă apetitul pentru moment, însă dacă doriți ceva mai mult decât atât, o satisfacție pe termen lung, este necesar să vă hotărâți să vă așezați și voi. O zi potrivită pentru a vedea avantajele, dar și dezavantajele unei astfel de situații. Va trebui să vă asumați responsabilități, nu doar să vă bucurați de avantaje. Ca urmare, depinde doar de voi cât sunteți de pregătiți pentru a face un astfel de pas. Altfel stau lucrurile pentru cei căsătoriți. Ispitele apar la orice pas, așa că mariajul vostru s-ar putea să fie pus în pericol de un comportament irresponsabil. Zona profesională a vieții voastre nu prezintă un interes prea mare astăzi, fiind posibil apariția unor incidente datorate lipsei voastre de implicare. Leu. Nu sunteți genul care să se retragă în solitudine. Dimpotrivă, vă place să socializați, să cunoașteți oameni, vă simțiți bine în mediile cu multe persoane, unde să vă puneți în valoare șarmul și abilitățile de comunicare. Cererile de împrumut bănesc vă creează o stare inconfortabilă, mai ales dacă vin de la persoane apropiate. Știți că se poate ajunge la situații complicate, însă trebuie să vă gândiți și la ce fel de persoană este cea care vă cere. Dacă este vorba despre o persoană de încredere, serioasă, probabil că vă faceți griji degeaba. În ceea ce privește cariera, ar fi bine ca astăzi să vă faceți un plan pe mai mult timp înainte, așa încât să aveți unele direcții de acțiune deja schițate. Fecioară. Astăzi v-ați dori ceva activități libere, fără constrângerile impuse de responsabilitățile de zi cu zi. Totuși, nu veți fi mulți dintre cei care vor reuși să îndeplinească această dorință. Există obligații care nu vor putea fi evitate, așa că majoritatea va trebui să faceți eforturi pentru a le duce la bun sfârșit, dacă doriți să obțineți măcar în parte timp pe care să vi-l petreceți așa cum vă doriți. Dacă vă gândiți să faceți schimbări în locuință, puteți face asta implicând pe cei dragi, fără prea mari cheltuieli. Fiecare poate avea o idee potrivită. Acordați libertate de mișcare celor pe care îi implicați, astfel încât fiecare să simtă că are importanță în întregul ansamblu. Balanță.
Astăzi, responsabilitățile de la locul de muncă se adună în continuu. Încă de la primele ore ale dimineții, va fi greu să vă organizați, ca să nu mai vorbim de cum veți putea trece la acțiuni concrete de rezolvare sarcinilor. Stresul zilei va fi maxim, iar timpul pe care ați putea să vi-l rezervați vouă înșivă sau celor dragi este extrem de limitat. Relațiile cu cei din jur vor fi guvernate de starea de încordare care vă va domina întreaga zi. Nu prea vă stă să vă ieșiți din fire, însă astăzi sunteți cu atât mai predispuși spre o astfel de atitudine. Veți fi inclusiv voi surprinși de aceste reacții. Abia într-un astfel de moment veți realiza că lucrurile iau o turnătură nedorită și că trebuie să luați măsuri pentru a le îndrepta. Scorpion. Dacă nu sunteți mulțumiți de starea de lucruri în care vă aflați, ar fi bine să nu mai mânați acțiunile concrete pentru a face schimbările de rigoare, inclusiv în ceea ce privește relația de cuplu, dacă sunteți dintre cei nemulțumiți de mai multă vreme de evoluția acesteia. Ar trebui să deschideți o discuție care să lămurească direcția de mers pentru viitor. Atenție! Este posibil să apară rupturi definitive în acest context, însă uneori este mai bine să se facă pașii necesari în această direcție, decât să se ignore probleme ce se pot acutiza pe parcurs. Nu vă veți simți confortabil în situația de a lua inițiativă, pentru simplul motiv că nu aveți mari abilități de comunicare, însă este momentul potrivit în care trebuie să luați taurul de coarne. Săgetător. Deciziile de a investi, mai ales la un nivel cu anvergura mai mare, trebuie să fie niște decizii luate în bună cunoștință de cauză, eventual consultându-vă cu anumiți specialiști în acest domeniu, dacă voi nu aveți suficientă expertiză. Inclusiv cumpărarea unei locuințe trebuie bine documentată, având în vedere că pe piață din zilele noastre există numeroase probleme privind construcțiile, de care trebuie să țineți seama dacă vreți să faceți o investiție durabilă în acest sens. Uneori, ritmul alert al vieții vă cam ia înainte. Curentul vă poartă inexorabil către ceea ce v-ați propus, însă în tot acest mers este posibil să scăpați din vedere alte aspecte ale vieții voastre, care nu trebuie ignorate nicicum. Capricorn. Anumite persoane, cunoștințe mai îndepărtate, ar putea încerca să se bage oarecum forțat în diverse aspecte ale vieții voastre, fapt care vă displace profund. Este bine să impuneți limite clare în această privință, altfel oricine ar putea să aibă impresia că se poate amesteca în viața voastră. Nu acceptați în preajma voastră persoane care să vă streseze prea mult și dacă acestea nu pricep aluziile subtile, nu trebuie să aveți rețineri în a vă expune deschis propriul vostru punct de vedere. Din fericire, contextul astral vă va susține în repararea rapidă a anumitor erori ce ar putea să apară în plan profesional, așa încât să nu aveți de-a face cu consecințe negative în viitor. Vărsător. Este bine ca astăzi să calmați cât mai mult lucrurile în mediul familiar, mai ales dacă în ultima perioadă v-ați mai confruntat cu anumite situații mai delicate. La locul de muncă, anumite lucruri care vi se vor impune le veți găsi deranjate. Treburile nu vor merge ca pe roate, așa cum v-ați așteptat, ci vor exista numeroase impedimente care vă vor împiedica drumul drept spre atingerea obiectivelor stabilite. Această evoluție creează frustrări care vor avea impact negativ asupra stării voastre psihice. Fiți constant în acțiunile voastre spre implementarea sau păstrarea unui stil de viață sănătos. Este doar în beneficiul vostru. Pești. Nu prea sunteți persoane care să vă asumați pozițiile de lideri. Însă dacă vine vorba despre exercitarea anumitor influențe asupra unora, atunci acest lucru este perfect viabil. Sunteți foarte adaptați activităților creative, activați foarte bine în domenii care impun inventivitate și unicitate, iar astăzi nu vă veți dezminti de la asta. Având în vedere că nu prea sunteți atrași de partea practică a vieții, este foarte posibil să aveți unele probleme financiare, de asemenea din această cauză există mare potențial de apariție a unor situații conflictuale în relația de cuplu. Nu este corect să aruncați totul în seama partenerilor și aceștia au anumite așteptări, anumite idealuri, pe care ar trebui să încercați să le armonizați cu ale voastre. Horoscop zilnic.